Bună ziua, dragi colegi, declar deschisă ședința de azi din 28 noiembrie 2016. După cum ați primit documentele alături de invitația de a veni la ședință, vă prezint ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședinței din 28 octombrie 2016 și alegerea unui nou secretar al Comisiei de Administrație Publică Locală. Juridică, aprobarea ordinei și liniștii publice a drepturilor cetățenilor din cadrul Consiliului Local Răcăciun, în urma demisiei domnului consilier local Dumitru Unghi Iojă, secretar acestei comisii. La punctul 2, proiect de hotărâri privind de alegerea președintelui de ședință, inițiator primarul comunii. La punctul 3, se autoanulează deoarece nu avem probe de la Consiliul Județean. Da, da. Certificare nu ne-au venit. Dăm citire. Documentele pentru mine. Dăm citire punctului de pe ordinea de zi. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Răcăciun pe trimestrul al patrulea al anului 2016 și modificarea listei de investiții inițiator primarul comunei. Următorul proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2017 la Comuna Răcăciun, inițiator primarul comunei. Punctul 4, proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă numărul 4827 din 22.08.2013 al doamnei Jelboaie Gianina Mihaela din funcția de consilier juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Răcăciun, inițiator primarul comunei. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unui mijloc fix din domeniul privat al Comunei Răcăciun, inițiator primarul comunei. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Răcăciun numărul 9 din 28.01.2016 și îndreptarea unor erori materiale din hotărârea Consiliului Local numărul 46 din 16.12.1999, inițiator primarul comunei. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 27 din 26.05.2016 a Consiliului Local al Comunei Răcăciun, inițiator primarul comunei. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzare directă a terenului în suprafață de 1251 metri pătrați către doamna Trunchi Maricica din Comuna Răcăciun, județ Bacău, inițiator primarul comunei. La punctul 9 avem diverse. Este cererea numărul 9083 din 15.11.2016 a domnului consilier local Dumitru Trunchi Iojă, adresată Consiliului Local Răcăciun, privind demisia din funcția de consilier local, adresa numărul 144.049 din 12.11.2016 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, prin care se solicită acord de efectuare a unor lucrări privind înveloparea și înlocuirea tâmplăriei exterioare la clădirea parter plus etajul 2, aparținând domeniului public al Comunei Răcăciuni, în care este desfășoară activitatea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsiatrică Răcăciuni. Informare privind transmiterea fără plată către Primăria Comunei Răcăciuni, autoturismului marca Dacia Logan de către Inspectoratul de Stat în Construcții Bacău. Informare privind efectuarea vizitei în teren în data de 14.11.2016 de către reprezentanții Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul Modernizare, Renovare și Dotare Cămin Culturat Nestroie Răcăciun. Adresa numărul 3671 din 4.11.2016 a Școlii Gimnaziale Răcăciun este anexată. Așa, da, e anexată, da. Informare privind aprobarea contractului de finanțare numărul 762 din 9240 din 2016 privind modernizarea drumului Sătești, Cătun, Dumbrăveni și zona Siliștei, în Comuna Răcăciun. Și cererea numărul 9181 din 17.11.2016 a unor cetățeni din satul Gâșteni privind necesitatea construirii unui podeț. Iată, privind din spate la... La Unui punț pietonal. Da, unui punț pietonal. Așa.
Deci, da, supunem la vot proces verbal din data de 28. Ordinea de zi. Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate. Da, ordinea, proces, ăsta, aprobarea procesului verbal. Dar și, da, vă dau cuvântul. Mulțumesc. Ședința din data de 28 octombrie 2016 a fost convocată conform dispoziției primarului Comunei Răgăciun 590 din 21 octombrie 2016. Invitația pentru ședință a fost trimisă unui număr de 15 consilieri, verificând condica de prezență. La ședință au fost prezenți 14 consilieri locali, domnul consilier Duma Trunchioși absentând nemotivat. Președintele ședinței a fost domnul consilier Misaru Laurențiu. Ordinea de zi pentru ședința din 28 octombrie a fost sau este procesul verbal din ședința din 29 septembrie, rectificarea bugetului, completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului privat, analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol, precum și punctul diverse. La punctul diverse s-a discutat referatul domnului viceprimar Misaru Laurențiu privind propunerea de casare a bulbei excavatorului, referatul doamnei consilier Ghiniță Geta privind solicitarea achiziției de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice, cererea doamnei Mihăilă Tatiana, procesul verbal al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență întocmit în urma fenomenelor hidrometeorologice din perioada 11-14 octombrie anul curent și adresa Inspectoratului Școlar Județean Bacău. Înainte de a supune ordinea la vot, domnul primar a solicitat acordul domnilor consilieri pentru introducerea pe ordinea de zi a unui nou proiect de hotărâre urgent referitor la modificarea hotărârii 55 din 2016. În urma solicitării, domnii consilieri au fost de acord în unanimitate. În continuare, domnul președinte a supus la vot ordinea de zi și aceasta a fost aprobată cu unanimitate. Înainte de a începe discutarea punctelor de pe ordinea de zi, domnul primar a solicitat acordul pentru a prezenta situația pagubelor rezultate în urma fenomenelor hidrometeorologice din perioada 11-14 octombrie 2016. În data de 15-10, comisia constituită prin ordinul prefectului județului Bacău 131 s-a întrunit în vederea constatării și evaluării pagubelor rezultate în urma ploilor torențiale. Domnul primar spune că această calamitate care se produce nu este prima oară în zona fostei ferme a partidului, actualmente Agronova ESA, unde de câte ori plouă se formează un torent care coboară din pădure, adună resturi de plante, de crenci și calamitează drumul european E85. Domnul primar a făcut numeroase demersuri atât la drumuri naționale, unde există un pod ce le aparține la punctul fermă, care este colmatat 100% atât în amunte cât și în aval. Rigolele de colectare a apelor pluviale sunt și ele colmatate pe o lungime de aproximativ 500 de metri. Domnul primar informează domnii consilieri că s-au făcut numeroase demersuri la instituția prefectului în vederea rezolvării acestei situații. De asemenea, s-a pregătit și o documentație pentru obținerea unei finanțări externe printr-un proiect, dar actualmente nu sunt fonduri. Domnul consilier local, Munteanu Gheorghe, spune că ar trebui să se rezolve această situație, deoarece sunt cheltuieli care se fac mereu, fără însă a se rezolva ceva și de câte ori plouă se întâmplă același lucru. Domnul primar solicită sprijinul domnilor consilieri pentru a merge în audiență la domnul prefect în vederea prezentării acestei situații și stabilirii unui plan de rezolvare. Domnul consilier Munteanu este de acord să-l însoțească pe domnul primar în audiență. În continuare, domnul președinte de ședință propune discutarea primului punct și dă cuvântul doamnei secretar pentru a prezenta procesul verbal al ședinței anterioare, respectiv din 29 septembrie anul curent. După prezentare, nefiind obiecțiuni, domnii consilier aprobă procesul verbal cu unanimitate de voturi. 14 consilieri prezenți. Se discută cea de-a doilea punct pe ordinea de zi, proiect de hotărâre. Dacă o să permiteți, o să citesc mai repede și fac așa doar dacă sunt obiecțiuni, pentru că sunt 10 pagini.
Al doilea punct pe ordinea de zi, rectificarea bugetului. S-a dat citire, după cum bine știți, raportului compartimentului de specialitate. La această rectificare, doamna contabilă a prezentat faptul că este o rectificare internă, nu s-au primit bani din afara bugetului comunei. Sumele respective aprobate prin această rectificare vor fi alocate trimestrului 4 al anului bugetar 2016. În legătură cu acest proiect de hotărâre, domnul primar dorește să menționeze că aceste fonduri nu sunt fonduri interne. Se explică mai larg ce se dorește în legătură cu iluminatul public, respectiv toată comuna, iluminatul public funcționează cu aproximativ 700 de lămpi, care presupun o cheltuială foarte mare. S-a primit o ofertă avantajoasă de la Rom Telecom, care are o activitate conexă, respectiv furnizarea și montarea de lămpi speciale pentru iluminat public, care au o perioadă mai mare de garanție și sunt economice. Proiectul presupune un contract de 3 ani, perioadă în baza unui abonament lunar, se vor schimba treptat lămpile stradale. Inițial se va face o probă, schimbându-se doar câteva lămpi, după care se va calcula economia ce se va face și dacă într-adevăr sunt avantajoase, acestea vor fi schimbate. Tot în legătură cu acest proiect de hotărâre, doamna contabil aduce o completare raportului transmis consilierilor acasă, respectiv, prin raportul doamnei jurist, suntem informați că suntem nevoiți să plătim o amendă pe care am primit-o și am pierdut în instanță solicitarea și este nevoie de a prinde în buget această sumă. Domnul consilier Munteanu Gheorghe întreabă în legătură cu această rectificare de buget la ce se referă materialele achiziționate pentru la capitolul gospodărire comunală. Domnul viceprimar menționează că aceste materiale au fost achiziționate, se referă la materiale de curățenie, var, vopsea, materiale folosite, dar trebuie achitate. Domnul Munteanu Gheorghe întreabă la ce preț au fost achiziționate băncile care au fost montate pe marginea drumului. Domnul primar spune că acestea au avut un preț foarte bun, motivând că au fost amplasate în puncte strategice care să permită persoanelor în vârstă care se deplasează în diferite puncte, dispensar, farmacie, să poată face un popas pentru a se odihni. În continuare, ne fiind obiecțiuni la acest proiect de hotărâre, el este supus la vot și este aprobat cu unanimitate. Următorul proiect de hotărâre, completarea inventarilor bunurilor aparținând domeniului public. Domnul președinte de ședință prezintă raportul compartimentului de specialitate, din care rezultă motivul pentru care au fost inițiat acest proiect de hotărâre și anume faptul că în acest raport s-a solicitat suplimentarea cu inventarea domeniului public cu suprafața de 306,11 hectare teren reprezentând islasul comunei, islas care trebuie să facă parte din domeniul public al comunei, apoi văzând din domeniul privat al comunei, pardon, o altă modificare, hotărârea Consiliului Local 45 din 2014 privind aprobarea dezlipirii suprafeței de 2000 de metri din domeniul public al Comunei Răcăciuni, întocmirea actului notarial cu parohia ortodoxă și schimbul care s-a efectuat între Comuna Răcăciuni și parohia ortodoxă, acest teren, acest schimb trebuie trecut în domeniul privat. Și acesta este motivul pentru care s-a solicitat completarea inventarului domeniului privat cu cele două bunuri. Nefiind discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre, domnul președinte îl supune la vot și este aprobat cu unanimitate. Următorul proiect de hotărâre, analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul 1 al anului 2016. S-a dat citire raportului compartimentului de specialitate, din care rezultă prevederile legale în baza cărora s-a întocmit acest raport de specialitate și faptul că semestrial, la ședințele de Consiliu Local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, iar prin hotărârea Consiliului Local se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activități. Având în vedere importanța datelor ce se regăsesc în registrul agricol al comunei, compartimentul de specialitate consideră necesară aprobarea proiectului de hotărâre. Domnul președinte de ședință supune acest proiect de hotărâre la vot, în urma căruia el este aprobat cu unanimitate de voturi. Următorul proiect de hotărâre, modificarea hotărârii 55 din 2016,
domnul viceprimar al comunei prezintă situația, respectiv faptul că prin adresa primită de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, suntem informați că în urma verificării cheltuielilor de cofinanțare la hotărârea Consiliului Local 55, respectiv modernizare drumuri Sătești, Cătundul Mrăveni și zona Siniște, este necesară o modificare a prețului, respectiv de la prețul aprobat în această hotărâre 265.629 lei, să se aprobe suma de 262.000 să se aprobe suma de 265.000 de lei. Domnii consilieri studiază documentele prezentate și ne fiind discuții, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate. La punctul diverse, referatul domnului viceprimar Visaru Laurențiu, prin care se propune casarea buldo-excavatorului, se menționează că acest utilaj a fost primit ca donație din partea comunei Coloniola Ecoli din Italia, cu care comuna Răcăciune este înfrățită. Acest utilaj nu mai poate fi reparat, fiind într-un stadiu de uzură și degradare foarte mare, iar repararea lui ar însemna cheltuieli mai mari decât achiziționarea unui alt utilaj. Domnii consilieri sunt de acord cu începerea procedurii pentru scoaterea la casare. Punctul 2 diverse, referatul doamnei Ghiniță Geta, consilier în cadrul compartimentului achiziții, prin care solicită necesitatea achiziționării de servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice. Domnul președinte de ședință a dat citirea acestui referat, din care rezultă această necesitate și oportunitate. Domnul primar solicită cuvântul și menționează că actualmente în cadrul compartimentului achiziții funcționează doar un singur angajat, care nu este specializat în achiziții publice și nu se poate implica în proiectele de achiziții mari. Domnul primar spune că prevederile legale noi apărute în domeniul achizițiilor publice impune autorităților publice echipe de personal specializat și având în vedere că la momentul de față în cadrul compartimentului achiziții nu dispunem de asemenea specialiști, este nevoie de consultanți specializați extern cu care să colaborăm pe baza unor contracte de prestări servicii. Domnul consilier Munteanu Gheorghe dorește să cunoască dacă este legal faptul că dacă avem angajată o persoană în cadrul compartimentului achiziții, se mai poate externaliza serviciul. Domnul primar spune că doamna consilier Ghiniță nu este specializată, dumneavoastră realizând această activitate pe baza fișei postului. Domnii consilieri sunt de acord în principiu cu cele propuse, și prezentate de domnul primar și prin referatul de specialitate. Următorul punct pe ordinea de zi, cererea doamnei Mihăilă Tatiana, prin care solicită aprobarea preluării contractului de concesiune numărul 7 din 1999 pentru terenul pe care a reconstruit garajul, pe numele soțului Zarzu Constantin, pe numele fostului soț. După prezentarea cererii de către domnul președinte de ședință și explicarea situației, respectiv în momentul încheierii contractului de concesiune, doamna Mihăilă era căsătorită cu domnul Zarzu. Contractul de concesiune a fost încheiat de către primăria Răcăciun cu domnul Zarzu Constantin. Actualmente doamna Mihăilă este divorțată și dorește să preia contractul pe numele dumneai ei. De asemenea, menționează că va achita toate datoriile restante cu privire la acest contract. Domnul consilier Dan Romeo întreabă dacă s-a făcut partajul după divorț, iar domnul Zarzu a cedat contractul de concesiune în favoarea fostei soții. Domnul primar spune că nu s-a întâmplat acest lucru. Domnul consilier Munteanu Gheorghe menționează că în conformitate cu prevederile articolului 1315 din noul cod civil nu se poate face această preluare de contract. Domnul consilier Dan Romeo spune că își va da acordul de preluare a contractului de concesiune numai în cazul în care doamna Mihăilă va prezenta o declarație notarială a fostului soț care este de acord cu preluarea acestui contract de concesiune. În concluzie, domnii consilieri nu aprobă cererea doamnei Mihăilă Tatiana. Următorul punct la diverse este procesul verbal al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Constatarea și evaluarea fenomenelor hidrometeorologice am prezentat la începutul procesului verbal. Domnul primar menționează de asemenea că s-au cheltuit o serie de bani cu ocazia decolmatării terenului și pe terenurile respective și prezintă lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare, autolejurilor de construcții,
costurile privind transporturile, devizul obiectivului și menționează că aceste cheltuieli sunt necesare a fi prinse în următoarea rectificare de buget. Domnii consilieri au fost de acord cu unanimitate. În continuare, domnul viceprimar Misaru Laurențiu dorește să prezinte situația de la drumul din satul Gheorghe Doja, care a mai fost discutată în ședința din luna iulie, anul curent, nu greșesc, da? În iulie, da? Și spune că s-a întocmit un deviz de lucrări, fiind nevoie de aproximativ 8.000 de lei pentru rezolvarea situației. Domnii consilieri cunosc situația și sunt de acord în unanimitate cu realizarea lucrării. Ultimul punct în cazul, în cadrul diverse, adresa inspectoratului școlar județean, prin care ni se comunică obligativitatea construirii rampelor de acces necesare persoanelor cu handicap la toate școlile din comună. Domnul primar menționează că situația este cunoscută și, având în vedere prevederile legale prin care suntem obligați la adaptarea clădirilor instituțiilor publice, implicit a școlilor, cu rampe pentru persoane cu handicap, în timpul cel mai scurt posibil se vor aloca sumele necesare pentru rezolvarea acestei probleme. Având în vedere că nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi, domnul președinte de ședință declară închise lucrările ședinței de astăzi, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Dacă aveți obiecțiuni, dacă am uitat să menționez ceva sau nu am menționat exact așa cum dumneavoastră ați ridicat problemele, o să vă rog să-mi comunicați pentru a prezenta la ședința următoare modificările. Dacă nu, o să vă rog, domnul președinte, să supuneți la vot. Supun la vot procesul verbal. Cine este pentru? Unanimitate. O să vă rog să semnați. Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 2. Nu, tot în cadrul punctului numărul 1, dacă îmi permiteți, domnul președinte, da. La punctul diverse astăzi avem cererea de demisie către Consiliul Local a domnului consilier Dumatrum Chioje. După cum bine știți, dumnealui era secretarul Comisiei Juridice, alături de domnul președinte de comisie, domnul Misaru, deoarece fiecare hotărâre, după cum bine știți, are un raport de avizare al Comisiei de Specialitate. Trebuie astăzi, din cadrul Comisiei, respectiv, Misaru Laurențiu, Dumatru Ghioșe, Adam Antoniu Lian, Cochior Tamaș Pavel și domnul Celaru Ciprian, deci aceștia sunt domnii consilieri din cadrul Comisiei, care își vor alege din rândul membrilor un alt secretar pentru a putea lucra și a putea aproba hotărârile, să funcționeze Comisia, da? O să vă rog să faceți propunere pentru un alt... Doamna secretară, îmi permiteți, domnul președinte, nu cred că e posibil astăzi să facă asemenea numire, pentru că din cei 5, 3 sunt prezenți, 2, 1 și-a dat demisia, iar unul este absent. Și atunci nu suntem statutari. Eu propun ca până la ședința următoare să fiți anunțați de președintele Comisiei Juridice cine... au fost stabilite între ei. Deci trebuie să fie toți cei 4. Atunci, după 4. Cum ați făcut, ați întocmit rapoartele de avizare la Comisie de Specialitate, eu o să trec, în loc de domnul secretar Comisiei, o să trec toți ceilalți consilieri. Pentru că la Comisia de Avizare nu a semnat raportul de avizare și o să vă prezint raportul întocmit cu numele celorlalți 3 consilieri prezenți, da? Corect. Care ați fost prezenți la ședințe, da? Sigur. Când să fie trecut tot trei, că nu poți să alegem noi. Până la ședința următoare. Perfect. Și o să semneze toți ceilalți 3 consilieri din cadrul comisiei. Da. Dacă îmi permite să mutez, se va semna rapoartele de avizare de 3. Toți membrii comisiei. Toți. Da, la mine. Eu nu am știut dacă nu o să fie prezenți când am prins în ordinea de zi. Gata, continuăm. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintului de ședință. Propune? Domnul președinte, permite să fac eu propunerea pentru următoarele 3 luni. Eu propun ca președinte a ședințelor Consiliului Local să fie domnul Ciuraru Ciprian. Alte propuneri? Să vă președinte, toată lumea. Iacu Cristi. A
Aveți o altă propunere? Vă rog. Ia cu Cristi, da. Faceți o altă propunere, sigur, nicio problemă. Să avem un președinte ședință, că funcționează și mai la... Oricum fiecare dintre noi va... Da, mai vedem să mai facem după trei din tot. O să ne vină rândul. Supun la vot. Cine este pentru Ciuraru Ciprian? Unanimitate. Faceți propunerea și nu mai... Nu mai votă. Deci pentru domnul Ciuraru, numărați-le, vă rog. Da. Nu pot să vin, nu pot să vin, vă spun sincer. Și acum mă așteaptă. De decembrie, ianuarie, februarie sunt mai puține probleme acum. N-ai drept. Mergem pe Iancu Cristina. Cine este pentru? Eu am văzut Iancu Pauzi. Deci ce facem? Lăsăm pe... Deci unanimitate ce a fost acolo. Ați scris ția nimic. Nu se întâmplă nimic. Deci, cu 8 voturi pentru domnul Ciuraru, pentru ședința din decembrie și ianuarie-februarie, da? Vorbim de ședințele ordinare. Asta de decembrie va fi cât mai repede, că vin sărbătorile. Așa, din ianuarie. În funcție de... Și tot așa. Punctul numărul 3 se auto-anulează pentru că nu avem date de la... Consiliul Județean, trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2017. Acum la Răcăciun. Să dau cuvântul, doamne secretar, că s-a pregătit materialul? Nu l-am pregătit eu, dar raportul este întocmit de către compartimentul impozite și taxe locale. Domnul viceprimar, o să văd pe domnul viceprimar, l-ați primit acasă, dar o să recitim articolele din proiectul de hotărâre. Pentru legea este aceeași, legea 227 din 2015. Legea nu a fost modificată în ceea ce privește taxele și impozitele locale. O să citim totuși articolele care, pentru a ne readuce aminte, sunt puține articole și este bine să le dăm citire. Nu mai citim prevederile legale, pentru că sunt și studiat. Deci articolul 1, domnule, da, articolul 1, stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, la cum la Răcăciun, pentru anul 2017, așa cum rezultă din anexele numărul 1 și 7, care fac parte integrată din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, 1. Impozitul pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijloace de transport sunt create creanțe fiscale anuale care se plătesc în două rate egale, până pe 31 martie, prima, și respectiv 30 septembrie, deci luna septembrie. Punctul 2. Taxa pe clădiri și pe teren se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Se plătește lunar până la data de 25 ale lunii următoare, fiecarei luni din perioada de valabilitate a contractului. La punctul numărul 3. Pentru neplata la termenele enunțate la alineatul 1 și 2, contribuabilii datorează majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare a termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Articolul numărul 3. Impozitul anual pe clădiri, teren și mijloace de transport datorat bugetului local de către contribuabile persoane fizice sau juridice în cuantum de până la 50 de lei, inclusiv fiecare se plătește integral, până la primul termen de plată. Articolul numărul 4. Bonificația prevăzută la articolul 462, alineatul 2, articolul 467, alineatul 2, articolul 472, alineatul 2, din legea 227 din 2015, privind codul fiscal, se stabilește pentru contribuabilii persoane fizice, după cum urmează. În cazul impozitelor pe clădiri, la 10%. În cazul impozitului pe teren, la 10%. În cazul impozitului pe mijloace de transport, tot de 10% va fi. Articolul numărul 5. Bonificația prevăzută la articolul 462, alineatul 2, articolul 467, alineatul 2, articolul 472, alineatul 2, din legea 227,
2015, privind codul fiscal, se stabilește pentru contribuabile persoane juridice, după cum urmează. În cazul impozitor pe clădit, este de 5%. În cazul impozitor pe teren, tot de 5%. În cazul de impozitor pe mijloace de transport, tot de 5%. Articolul 6. Se aprobă plafonul obligațiilor fiscale restante datorate de către debitori, persoane fizice și juridice, ce vor fi menționate în lista ce se va publica trimestrial până la în ultima zi a primei luni din trimestrul următor, celui de raportare, conform prevederilor articolului 162, alineatul 2, litera B, din legea numărul 207/2015, codul de procedură fiscală astfel. La persoane juridice o să urmeze să punem un... Așa? Și la persoanele juridice, tot la fel. O să urmeze să fie completat cu... Ce când s-a stabilit plafonul? Eu menționez la... Nu s-a stabilit, dar citit articolul. La articolul 6 se aprobă plafonul obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoanelor fizice și juridice, ce vor fi menționați în lista ce se va publica trimestrial. Deci, conform ultimilor reglementări fiscale, noi, Consiliul Local, trebuie să afișăm public restanțierii comunii, atât la persoane fizice cât și la persoane juridice. Noi trebuie să stabilim și dumneavoastră trebuie să stabiliți un plafon minim și maxim. Nu, minim. Plafonul de la care îl dăm pe... Se poate publica. Îl publicăm, îl afișăm într-un fel. Zicem, de la o datorie de 500 de lei... Dacă omul are 2000 de lei, sau cât are el, stabilim un plafon de la cât ar fi, de la dacă e de la 500, dacă e de la 600, dacă e la 700, dacă e la 1000, deci nu suntem obligați să-l afișăm. Și în primul rând, astăzi, să stabilim exact de la ce sumă îl punem cetățeanul pe listă. Răuplatnic. Dacă îmi permiteți. Da, domnul profesor. Trebuie să fim foarte atenți când facem această stabilim acest plafon, pentru că putem să denigrăm personalitatea unui locuitor al comunii care, săracă, poate nu are prea mare vină. Eu vreau să vă întreb, dacă unul are un impozit dat către Comuna Arăcăciuni de 30.000 de lei într-un an și eu am numai 1.000 de lei într-un an de dat și mie îmi puneți 1.000 de lei, ăla are 150 de milioane de datorie și o plătit jumate. Are 150 de milioane de dat la primărie datorie și eu am doar 10 milioane și pe mine mă public și pe el nu. Sus. Eu aș spune altceva. Domnilor, din datoria pe care o are orice persoană fizică sau juridică, dacă nu-și achită o treime din cât are, atunci îl permitem. Pentru că atunci ne spune deci, mie o treime din valoarea pe care o are de achitat. Pentru că să nu cădem în greșeală. Da, în exemplu care l-am dat, v-am spus, este unul care are datorii de 150 de milioane și nu-l public, și unul care are 5 milioane în bani vechi, deci nu-i corect, nu mi se pare corect. Ca să nu ajungem în situația asta, o să stabilim... 30% din datoria pe care o are individul. Nu putem așa. Stabilim un plafon mai mare, pentru că majoritatea cetățenilor nu au datorii, impozitele și taxele locale sunt mici. Exact. Și atunci stabilim un plafon mai mare și atunci persoanele fizice care au obișnuit impozitele și nu să aibă așa o sumă mare. Deci specifică doar. La articolul 6 se specifică. Avem separat pentru persoane fizice, separat, pentru persoane juridice, separat, deci plafonul pentru persoane fizice. Nu avem persoane fizice care se aibă mai multe milioane fizice. La persoane juridice, obligatoriu. Dacă are construcții multe, dacă are teren mult, automat la societate sau ei. Exact. Dacă nu-i mare cadeana fizică, nu știu că. Și fiind rău platnic și rău voitor, îl doare pe el. Dar nu este nevoie, nu e problema, nu e problema noastră, trebuie să respectăm ceea ce prezintă codul fiscal. Dar nu-l influențăm, adică nu-l denigrăm, el deja este acolo. A, în legătură cu ce spunea domnul profesor. Poate și trece pe aici. El nu va plăti în veci, el știe că nu plătește.
Dar să stabilim pentru lucrurile de persoane fizice de la cât la cât, la cât, nu la cât, la cât. Deci eu vă spun, știți foarte bine că eu sunt foarte supărat pe datornicii din Comuna Rătăciuni, care la ora asta de atâția ani de zile își bat joc pur și simplu de bugetul Comunei Rătăciuni. Și eu nu pot să tolerez chestia asta sub nicio formă. Deci de-am spus lui ăla, ăla are atât de mulți. Nu numai el, sunt și alții. Sunt așa de mulți bani de dat, eu nu știu când o să ia chitul. Și noi am tăcut din gură și l-am tot așteptat. E, cu asta eu nu sunt de acord. Iar țața Ileana Săraca, care are și ea 8 milioane de dat sau 3 milioane de dat la primărie, o dat 1 milion și mai are 2. Și atunci a fost asta și face pentru persoane fizice separate, pentru persoane separate. Să stabilim o sumă pentru persoane fizice. Legea avem ce face? 1.000 de lei, propun eu, tacu. La persoane fizice. Ca să fie afișat, da? Dacă are datorii mai mari de 1.000 de lei, să fie afișate... Deja la persoanele fizice care au doar casă și terenul din jurul casei, înseamnă că are datorii cu 2-3 ani la suma de 1.000 de lei, cam așa zice. O persoană fizică. Deci, domnul Crocrea, propuneți pentru persoane fizice plafonul de... 1.000 de lei. Ce depășește 1.000 și 1.000? 1.000, am înțeles. Iar pentru persoane juridice, vă rog să faceți tot dumneavoastră ca să vedem aici. Și... La persoane fizice, aș merge pe 500. Eu propun 500. 500. Și eu propun la fel. 500? Da. 500 de lei. Alte propuneți? Alte propunerea era pentru persoane fizice. Pentru persoane, da, pentru persoane fizice. Pentru persoane fizice s-a făcut propunerea de 1.000 de lei, iar pentru cele juridice de 500. Adică coborâm plafonul să-și dea seama că a greșit. La persoană fizică... În balanță și sumele astea. La persoană fizică aș merge pe 500. Agent comercial... Natural că până da, și când abună 10 milioane, când îi scoți? 500 de lei prea... Ia puțin. Adică prea mic, prea așa. A rămas pe persoană fizică. Nu, mult, dar nu mai mult pentru persoană fizică. De ce? Cifra de afacere mai mare, mai mic? Trebuie mai mic, pentru că el sunt persoane care abună în 3 ani de zile impozitul. E problema la persoana juridică. Nu, la persoane juridice, frate. E vorba de juridice. De ce 500 nu e normal pentru o persoană juridică? Lămuriți-mă, înțeleg. Dacă au făcut 501 lei, el sunt obligat să plătească. Bun. Și așa ar fi posibilitatea. Bun. Da, dar totuși, gândiți-vă că el are... Suma la mai mare. Normal. El trebuie să își plătească dările la state, trebuie să plătească toate... Tot ce păi, dar impozitul pentru Comuna Rătăciuni este dare la state. Da, dar eu vreau să ies cu altceva în evidență, să vă spun altceva. Adică totuși ar fi bine... nu sunt că sunt de mâncare la cei care sunt societăți sau cei care sunt administratori de firmă, pentru că și ei vor avea problemele lor. Am spus 10, 1000 de lei sau cât a spus la persoană, puneți 15 sau 1500 sau 20, la persoane juridice, zic eu, nu știu. Dar la fel, logica pe care o folosiți dumneavoastră, iertați-mă, nu, pe mine nu mă convinge. Păi ăsta, dacă este antreprenor, înseamnă că are posibilități financiare, ca altfel n-ar fi antreprenor. Unul la mână. Doi, în cele 3 luni de zile de care discutăm noi aici, în 3 luni de zile, dacă e așa, are tot timpul să-și plătească 10% la ANAF, 10% la primărie, la mine, și numai să scapă de cele 5.000, dați voi să termin, și scapă de cele 500 de lei, și atunci are posibilitatea, fiind că atunci nu e antreprenor prea bun și nu-l țin în brață. Corect, la revedere. Dacă nu e în stare să vină să-și plătească impozitul. Pentru că eu trebuie să fac gard la școli, eu trebuie să fac podeții, rampe și așa mai departe. Și dacă nu am acești bani, eu nu-i fac. Să terminăm cu toleranță. Aceste persoane juridice intră nu numai cei care au magazine sau cei care intră și asociații. Și dau un exemplu. Anul suntem. Asociația care sunt cu profil agricol. Anul ăsta cel puțin am cereri la către Agritrac. Ei nu au putut recolta. N-au putut recolta produsul. Stați două secunde. Au trebuit... Nu-l public pe ăsta. Pentru că știu de ce nu. Au trebuit, păi nu, dar nu poți să nu nominalizezi, n-ai cum, trebuie să faci aceea. Au trebuit ca să vină să aducă comisii de la ISU, să aducă asiguratorul, să dovedească că nu poate achita până la o anumită DEC, nu și-au recoltat recoltele.
Adică produsele. Nu, primar, încă nu ne-am înțeles. Okay. Dacă el face plătea asta în și în spețul domnul Cocre este antreprenorul agricol și spune așa, domnul primar, eu în astea 3 luni nu pot să plătesc, depun o cerere. Voi dumneavoastră trebuie să hotărâți. Nu eu, comisie și comisia se formează la, cel puțin la cei agricoli se formează din... Deci noi știm că domnul Cocrea nu poate plăti din cauza că, de în afara voinții sale, noi discutăm de cei rău platnici, de cei fără, care nu vor să plătească. Hai să ne înțelegem. Cei care sunt imposibilitate de a plăti. Nu poți să pui în parte rău platnici o parte. Deci nu discutăm de cei care sunt imposibilitatea de a plăti. Discutăm de cei care sunt rău platnici. Eu așa înțeleg că trebuie făcut. Despre cei rău platnici, nu cei care sunt în imposibilitate de a plăti. Eu nu-i public pe aia care sunt în imposibilitate. Domenii de activitate diferite. Doamna consilier. Ideea este că stabilim un plafon, noi nu mai putem distinge care e în cazul de forță majoră sau nu. Înțelegeți? Noi stabilim. Dar de ce nu putem să stabilim? Pentru că s-a stabilit un plafon și noi în funcție de plafonul respectiv nu mai stabilim, să vedem din ce cauți, să analizăm fiecare speță în parte. Deci înseamnă că mi se pare că suntem niște roboți. Nu mai gândim. Nu luăm în speță, nu calculăm situația ca atare. Și eu rămân bătut în cuie să gândesc la 500 de lei, nu are în public. Nu e adevărat. Este reavoință public. Așa spune și legea aia. Reavoința se publică. Nu e imposibilitatea de plată. Dar are 30 de hectare de porumb sub tapă. Cum e acum? Foarte bine. Deci el nu public pe omul ăsta. Păi nu public, pentru că este în imposibilitate de plată. Deci să facem distinția între reavoință și imposibilitate de plată. Când este imposibilitate de plată, există proceduri legale prin care își poate declara falimentul prin... E, atunci, normal că nu se mai poate afișa, dar în momentul în care el este și figurează în baza de date, imposibil, fără a stabili clar motivul, prin ce... El este în baza de date. Este în baza de date? Nu ai cum să nu. După anul în curs. Deci nu decurs de un an, nu are timp să-și achite impozitorul. El va intra pe lista aia în următorul an. Și legea în continuare prevede ziua următoare achitării obligațiilor, obligă autoritatea la radierea lui în listă. Deci este obligatoriu ca în ziua următoare achitării să nu mai apară pe listă. 2000. Doamna Cătălina. Așa. Deci, ia altă propunere, da? Cine a făcut altă propunere? Cristian. Doar pentru persoane juridice, domnul Iancu. Dacă datornicul este notificat înainte să fie afișat pe site, că are de plătit la către noi deja săptămâna trecută am, da, din urmă avem notificări făcute la cei care au nu atât persoane fizice că și nu că au 320 sau 500 sunt trimise notificări la fiecare, deci nu știu ce după care nu prea spusul care e nu știu mai sunt propuneri ca alte propuneri. Nu, e doar întrebare. Da, o întrebare. Este înștiințată persoană. Corect. Întâi să supunem la vot suma respectivă, plafonul, și apoi proiectul de hotărâre, da? Da, păi suma de... La persoane fizice a rămas suma de 1000 de lei. Nu a mai fost altă. Vă rog să supuneți la vot. Pentru cine este pentru la persoane fizice? Este de 1000 de lei la datornici, da? Nu, unanimitate. Iar acum avem două propuneri la persoane juridice. Avem o dată 500 de lei și o dată 2000. Domnul președinte, supuneți la vot pentru 500 de lei. Pentru 500 de lei. Cine este pentru? Numărați, vă rog. 3. Pentru? 3 persoane, da? 3 consilieri. O să supunem la vot plafonul de 2000 de lei. Supun la vot pentru plafonul de 2000 de lei. Cine este pentru? 1, 2, 3. 2, 4, 6. 6. Deci avem... Cel cu 2000 de persoane fizice 500 de lei, persoane juridice 2000. Persoane fizice 1000 de lei. 1000 de lei. 1000 de lei. Persoane juridice 2000 de lei. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă. Stai. Nu s-a terminat, domnul președinte. Am votat doar plafonul.
N-ați spus când am votat și hotărârea, dar revenim, spuneți. Hai, Serg și... Deci aveți o completare. Deci domnul consilier Danu dorește să... La capitolul 3.4, articolul 4, capitolul... calculul impozitului pe clădiri nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. Din experiența anterioară, anul trecut și în anii anteriori, noi am aplicat o cotă de 1% din valoarea clădirii. Eu aș vrea să vă propun... Trebuie să deschidem legea să vedem dacă ne permite și între ce și între ce, că nu știu între... Este o valoare minimă și o valoare maximă. Și să vedem de la cât se pleacă, domnul profesor. Deci chiar dacă... Cota, da, am trecut de 1%. Dar nu știu că există taxe și... Deci eu propun ca această cotă să fie de 0,75% de valoarea clădirii. Având în vedere clădirile acum, astăzi, sunt... clădiri cu centură de beton, cu cărămidă arsă și așa mai departe. Valoarea unei clădiri este foarte mare. Vedeți că aici scrie foarte clar, dacă ați citit articolul, că numai un expert poate să valorifice, adică să expertizeze clădirea și să spună la ce valoare se ridică acea clădire. O clădire de parter, cu o suprafață, să zicem, până la 150 de metri pătrați, se duce undeva la 3 miliarde în bani vechi. Gândiți-vă ce înseamnă 1% din 3 miliarde care să dau eu impozit pe an. Doar că eu sunt proprietarul acestei clădiri. Eu vă rog să gândiți foarte bine, pentru că nu-i mai ajutăm pe antreprenori să se dezvolte, să-și facă o afacere, plătind sume enorme pentru, pentru simplu fapt că are spațiu. Scăzând cota măcar cu 0,25 la 0,75, eu zic că i-am încurajat pe ei într-o dezvoltare antreprenorială mult mai mare. Și vă rog să vă gândiți bine și doamna jurist să vedeți dacă avem voie să coborâm sub 1%. Știu că în legea finanțelor publice parcă era minim 1%. Dar dacă în legea finanțelor ne dă voie... Noi vedem aici la persoanele fizice. Nu trebuie să-și facă reevaluarea persoanelor fizice, să nu încurcăm. Nu. Persoanele juridice. Nu, atenție, expertiza aceasta a persoanelor fizice se face odată la 5 ani. Pentru... evaluarea clădirii. Eu am făcut-o anul trecut și de asta vă spun... Ați făcut-o pentru... Pentru persoană fizică. Nu. Pentru persoană fizică. Nu, te duci la capitolul 9. Sunt sume foarte mari, care nu se pot plăti odată. Și cota de participare să fie de 0,75. Tot lege. Acum vedem media 227-2015. Așa. Titlul 9. Dacă cauți doamna Mihaela, mergi la față. Putem scoate taxa de închirierea spațiului de la parcul public pentru pomeni și pomeniri? Anexă, stați puțin să mergem toată lumea. Nu e o situație distractivă și nu e... Putem elimina... măcar pentru praznic și... A, s-o diminuăm sau s-o eliminăm? S-o eliminăm gratuit pentru... Măcar puniți ochiul de jos dacă da, curentul, curent. Măcar pentru curent. Curentul îl consum. Și de ce se plătea? 300 de lei. 300 sau 500 de lei. Nu știu dacă, în funcție de cât... Deci se plătească, dar mai o sumă modică. Atunci lăsați o... Sugestia mea, lăsați o sumă modică să acoperim... măcar curentul. Curentul, mai poate dacă se mai repară. Trebuie modificată toată taxa, pentru că aici sunt băgate la un loc. Da. Și majorate și tradiții și pomeniri. Cu o propunere și automat nici fel de problemă. Să modificăm aici articolul 1, da, de la anexa numărul 6. Da, anexa 6, articolul 1. Articolul 1, da? Vedeți? Da. Deci numai cuvântul acesta de pomeniri, praznice și așa mai departe, trecute într-un alt articol. Un alt articol cu altă sumă. Care acolo vor fi achitate doar consumabile. Utilitățile. Utilitățile, da. Și în caz de
devastează acolo. Știu. Dacă eu vreau să fac ziua mea acolo, nu tot timpul plătesc, cât costă? Corect. Bun, corect. Dar dacă mă duc să fac un praznic la un neam de-a meu, da, nu, trebuie să luăm și marja aia în cazul care nu predă spațiul la... E bine, asta e obligator. Asta e obligator. Da, dar cum, adică să citim la fiecare, aici e problemă, citim conturul sau cum face? Stabilim, nu mă, nu știu, spune de chirii, utilități, stabilește momentul care faci tu citești. Băi, bunoiul și curentul și asta fac mai mult de 100 de lei? Nu. Păi și atunci pune 100 de lei și gata, faci și 3. Da, pune 3. Omeni și praznice. Videoproiectoare. Evenimente din genul ăsta, în momentan. Da, foarte bine, sunt astea. Desturoasă. Păi nu, 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 dar pomeni, praznice și altceva concret, că nu putem să spunem și alte evenimente. Pomeni, praznice. Altceva nu. Pomeni, nu. Pomeni, nu. Pomeni, nu. Pomeni, nu. Pomeni, nu. Pomeni, nu. Pomeni. Pomeni, da. Nu, pomeni. Pomeni, praznice, 100 de lei, da? 100 de lei. Asta înseamnă curent electric, înseamnă curățenie sau lubrificare. Da. Haideți să revenim, că am găsit articolul și vă rog, domnul jurist, să cota de participare. Pentru clădirile rezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,2 și 1,3%. Deci asupra avem dreptul, da? Deci noi eu am spus 0,75, legea ne spune de mai puțin de 0,2, nu se poate. Și am spus 0,75. Deci noi am avut 1%. Am avut 1% și eu propun 0,75. Anul trecut așa am stat. Da, și eu propun 0,75, pentru că îi ajutăm. Nu pentru mine, că tinerii ăștia. Că vă dați seama că tinerii vor să facă chestia asta, nu de al de mini. Vom încă trai și deci, ca să-i ajutăm pe tine, eu zic 0,75. În loc de 1%, coeficient. Propun deocamdată și supunem la coeficient de 0,75. Alte propuneri, poate mai sunt. Între 0,2 și 1,3. Mai e vreo propunere? Supun la vot propunerea domnului profesor de micșorania. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului individual de muncă numărul 4827 din 22.08.2013 al doamnei Jărboaie Gianina Mihaela, consilier juridic în cadrul aparatului permanent al Consiliului Local Răcăciun. Așa, trecem la... După cum știți din ședințele anterioare, noi, doamna jurist și-a motivat trecerea din aparatul permanent al Consiliului Local în aparatul de specialitate al primarului și pentru că erau două instituții, putem să le spunem separate, acest lucru s-a putut efectua doar prin un examen, concurs. În urma căreia doamna consilier Jărboaie a fost aprobată, iar începând cu data de 1 decembrie, dumneai va avea un alt contract de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului. Documentația a fost întocmită, toată procedura legală a fost întocmită, dar deoarece dumneai a fost angajat pe baza ordonanței 35 din 2002, care se referă la activitatea Consiliului Local și a fost angajată de bază de hotărâre de Consiliul Local, încetarea contractului se va face tot pe bază de hotărâre de Consiliul Local cu aprobarea dumneavoastră. Acum depinde dacă aprobați încetarea contractului individual. Supun la vot cine este pentru. Dumnezeu ei a solicitat încetarea raporturilor contractului individual de muncă conform codului muncii, motivat. Colega noastră spune că luați act, nu că aprobați, că nu aveți cum să fiți împotrivă. Deci luați act de încheierea contractului de muncă, încetarea contractului de muncă. Păi, tocmai asta vrea să întreb și votăm aici. Da, am vrut să fie ca un spirit, oricum trebuie. Am luat la cunoștință. Da. Că... E unilateral, dacă un angajat vrea să-și dea demisia. Cu acordul părților, da. Deci la punctul 5. Nu, păi, supunem la vot. Supunem la vot. Cine este pentru?
Ce? Ce? Încetarea contractului individual de muncă, pentru că el trebuie să încete, să există un document, documentul prin care cetează contractul de muncă. El, dacă nu avem hotărâre privind încetarea contractului, el continuă. Altfel e continuă contractul. Există un contract în vigoare, dacă nu încetează, El are în continuare valabilitate. Deci cum încetează? Deci cu acordul părților. Dacă nu sunteți de acord cu acordul părților, fac demisii. Acum. Sunteți de acord cu încetarea contractului prin acordul părților? Stați eu nu vreau să fiu încetat. Noi la ședința anterioară ce am votat? Când noi n-am... Nu, doar am discutat. S-a discutat, nu a fost în proiect. Nu, atunci ați votat... Noi am votat atunci acordul... Atunci am votat acordul... Da. Ca să încetăm să mai aveți dumneavoastră contractul cu noi. Păi nu aveți cum, că nu era doar statul de funcții, înființarea postului în statul de într-o funcții. Altă ședință. Așa. Într-o altă ședință. Da. Da. Aia a fost cu totul acela. La ședința anterioară, noi ce am aprobat? Nu am discutat nimic despre situația, cu doar atunci cu statul de funcție, atât a fost discuția. Trecerea. Da. Doamna, oricum, va activa toți în cadrul cursului. Da, asta e procedura, de ce cine este pierdut? Unanimitate. Credeam că vrea să pleci. Numărul 5. Proiect de hotărâre privind, scoaterea din funcție în vederea casării și valorificării unui mijloc fix din domeniul privat al Comunei Răcăciun. Este vorba de... Bunul excavatorul, care... Care a fost donat... primăriei Comunei Răcăciun în anii 2000 sau ceva de genul ăsta. El nu mai este funcțional din 2008. Este tras pe dreapta din 2008. S-a făcut informarea în ședința anterioară, iar conform dispozițiilor legale nu necesită expertizarea lui și scoaterea la... E prea vechi și... Da. El este amortizat din anul 2000, amortizare totală, din 2012. Deci mai mult decât atât. De fiind funcțional, da. Total. Da. S-a amortizat. Valoarea legală, în raport aveți, aveți toate informațiile, da? Da. Data dării în folosință, data amortizării complete, durata normală de funcționare, valoarea de intrare, valoarea actualmente în inventar fiind zero, da? Și propunerea comisiei de casare, pentru că este obligatoriu, este ca casarea mijlocului fix, rezultanta casării, respectiv fierul, să fie ca urmare a dezmembrării dus la o firmă de colectare a fierului. Va fi împuternicit compartimentul de specialitate care se va ocupa de acest lucru. Contrapost. Finalizare. Contrapost, da. Banii vor intra în bugetul local, da. Cresc bălării sub el pe acolo și a copaci sau când. Valoarea s-a făcut un calcul cât se va încasa de la... firma de fier vechi? Da, trebuie să fie. Da, avem o părere pentru câteva tone, cât e fier vechi. Banii erau buni pentru sărbătorile la școli, pentru ce o să aveți în următoarea perioadă, domn primar. La... Legat de... Da, legat de copii. Da, legat de copii. De Moș Crăciun. Dar legat de copii cu ce spuneți dumneavoastră ca o paranteză, s-a discutat la nivel de școală, domnul director, și au... Noi n-am făcut rectificare de asta, nu vreau ca să amân, să mă duc că dacă vine rectificarea pe 7-8-9, după aia mai pot să mai fac pe data de 17-18 acele acțiuni și atenție, atenție, da. Ei au în bugetul dânșilor o sponsorizare de anul trecut, care a fost plătată anul ăsta, de ce în condițiile ăsta, și de acolo o să plătească școala, iar noi o să ne compensăm, nu noi, că nu e obligat să ne compensăm, noi ori școala. Ne compensăm la anul cu... Și acoperi la nivel... Da. Păi e vorba de 1225 de copii. În fiecare an s-a ridicat costul unui pachetel în jur de 4,5 până 5 lei. Plus într-un portocal, nu știu ce are. Știți prea bine că au primit fiecare copii. Și deja azi am avut discuția cu domnul Greșă. O să aloce din și banii pentru pachetul din cadrul școlii, că este perfect legal, deja nu e niciun problem. Să pune la vot. Dacă nu, la casare, dacă nu mai avem cealaltă. Completare ceva? Întrebări? Nu. Supun la vot punctul numărul 5, proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei de Căciuni, numărul 9 din 28.3.2016, și îndreptarea unor erori materiale din hotărârea Consiliului Local, numărul 46 din 16.12.1999. Deci de la această hotărâre a apărut ca urmare a proiectului cu investiția drumurilor, investiția drumurilor sătești și verificând existența acestor drumuri în domeniul public, domeniul public fiind aprobat încă din anul 1999. Au apărut diferențe de lungimi, lățimi și în urma ridicării... S-a mai explicat în acel domeniu public, nu știu cum a fost făcut la timpul respectiv, dar o stradă avea în realitate 200 de metri și pe domeniul public în hârtie avea 1000 și ceva de metri. E concordanța asta duce la neimplementarea unui proiect și refacerea ceea ce am aprobat și noi pe Consiliul Local a domeniului public aici între străzi. Și să menționăm că s-au făcut ridicări topo, deci avem informații corecte. Exact, cu aparat și aici avem exact informații corecte asupra lungimii, lățimii. Adică e făcut pe bune, cum ar veni, și trebuie modificate ca să putem implementa proiectul cu măsura 7.2, care avem modernizat drumul sătești, nu ăsta, care o să vă spun mai târziu. Sunt a doua parte de proiect, da? Adică trebuie corelate în realitate după măsurătorile făcute conform, domeniul public care trebuie să aprobat în total la comunile. Da. Și referitor la cea de-a doua parte a titlului, îndreptarea unor erori materiale, hotărârea e bine scrisă 1991, tocmai ce mă întrebase domnul consilier Danu. Această hotărâre 46 din 1999 este prima hotărâre prin care s-a aprobat domeniul public al Comunei Răgăciuni. Ea a mai fost modificată în anul 2006, iar acum lucrăm și cu modificările astea la o reactualizare a ei. Și în această hotărâre, suntem obligați, da, ce înseamnă aprobarea erorii materiale, am constatat că la două poziții, referitor tot la drumuri, pentru că ele acum sunt, le avem în vedere pentru aceste proiecte, de exemplu, la poziția 188, era un drum DS, se cheamă, drum secundar 33, da, cu îmbrăcăminte din balast, aici avem așa, lungime 88,75 și lățime 4 metri. Ei, în acea hotărâre veche, nu aveam lățimea, 88,75, erau puncte-puncte, ei nu poți să te prezinți la un proiect cu puncte-puncte. Și atunci, suprafața totală a împărțit-o la lățime și ne-a dat lungimea ca să completăm. De asta este îndreptare de eroare materială. Iar la poziția 225, înmulțind, aveam lățimea 4 metri, da? Suprafața totală 0,5981, iar lungimea ne dăduse, era trecut acolo 1,495. Ei, făcând calculele matematice, era pusă o virgulă tot ca eroare materială și a trebuit să rectificăm, să fie 1495, dacă facem lungime ori lățime, ne dă suprafața totală, da? Pentru că acestea vor fi verificate pe proiect de comisia respectivă și nu putem să ne prezentăm cu aceste greșeli. Drumurile, exact. Numărul 27 din 26.05.2016 a Consiliului Local al Comunei Răcăciune. Nu, aici hotărârea aceasta este modernizare infrastructură al proiectului primar cu modernizare infrastructură rutieră, dacă explicați care este... Da, hai să revenim înapoi. Dăm în urmă o firmă cu câteva ședințe de Consiliu Local la instalarea dumneavoastră, după prima ședință de Consiliu Local, în care au apărut anumite proiecte, programe de finanțare, printre care și această măsură 7.2, modernizare drumuri sătești, Comuna Răcăciuni. Știți că la nivelul Comunei Răcăciuni avem trei proiecte mari pe fondul pe fondurile care se derulează în momentul actual, la ora când discutăm acum. Cel, unul, modernizare drumuri sătești zona Seliște Dumbrăveni, care include și porțiunea, așa să vă prezint acum că am documentațiile aici, da, diverse. Doi, modernizare drumuri sătești sat Răcăciuni, vorba de primul, ajunge până undeva la Biserica Catolică, aici, luați-vă dumneavoastră, așa că strada unde goiți zona aia. Al doilea vine de la strada Negoiță, stânga-dreapta Han, partea de Dulăpeni, Broșteni și se oprește undeva la Pivan. Chiar și cătunul ăla de acolo din...
Ăsta este al doilea proiect și la ăsta lucrăm acum pentru modificarea domeniului suprafețelor, da? Și al treilea este cel cu Casa de Cultură, cu Căminul de, Cultural, pe AFIR, pe Ministerul Dezvoltării și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, la fel o linie de finanțare care, aș cunoașteți foarte bine, a făcut acele cenzi de consiliu local care s-a aprobat. Și o să vă explic la diverse, cam pentru toate, pentru toate trei proiecte am câte o, cum să vă zic, câte un final, adică nu le-am făcut în zadar și discutăm atunci la, la timp respectiv. Deci cam asta e. Sunt două proiecte de infrastructură mari acum, partea de Siriș din Brăveni și partea de modernizare din Măsătești, zona centrală și zona Dulăpeni, Broșteni și Casa de Cultură. Dar pe infrastructură sunt două. Noi discutăm acum de al doilea, da? Ce modificare a apărut aici, la această hotărâre din 26 mai era, exista și există o anexă referitoare la principalele tipuri de intervenții care se vor efectua asupra drumurilor care sunt prinse în proiect. Și menționează pe fiecare stradă ce anume se va realiza, ce este și ce se va realiza. După care la, era o mențiune referitoare la total suprafață la nivelul anului 2016 în kilometri a drumurilor din comună. Ulterior s-a constatat că din eroare s-a calculat suprafața totală din anul 2016 și nu este corect că nu putem discuta anul ăsta până la finele anului 2016, proiectul fiind în mai, deci trebuie modificat și este la nivelul anului 2015, da? Ați găsit, da? Numărul de kilometri la nivelul 137,725. Asta este singura modificare, da? Da, dar nu la nivelul anului 2016, proiectul e în 2016, nu avem cum să discutăm la nivelul 2016 în 2016 și trebuie modificat la nivelul anului 2015. Este singura modificare. Nu ești până la Focșana, atâta drumuri avem. Cam așa că de stat. Mai facem, da, da. Spuneam, domnule secretar, fac o modificare aici, l-a scris. Așa. Dactilografiere, metri. Da, da, da. Aici apare mililitri. Da. Cum? Se scrie metri. M, nu, se scrie M și liniar. Dacă vreți liniar, scrii liniar. Dacă lăsați L-ul, iese mililitri și greșe. Da, da, da. Metri. Deci ca unități de măsură, ca unități de măsură. Deci unitatea de măsură trebuie să fie standard. Și greșim așa, avem 6309,07 metri. Linia. Cuvântul mililitri cu întreg. Iese mililitri. Ce dată ne dați așa, domnul profesor? Dragă, sunt o profesor în facem oară. Negociam, acum nu mai putem negocia. Nu l-ați prins la școală. Cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare și vânzare direct al terenului în suprafață de 1251 metri pătrați către doamna Duma Trunchi, Maricica, din comuna Răcăciun. Domnul președinte, aici noi aprobăm doar raport. Nu, haideți întâi, vom aproba două puncte. Prima dată aprobăm raportul de evaluare. Atât, discutăm acum despre raportul de evaluare, așa cum menționează 215, existența și aprobarea unui raport de evaluare întocmit de o persoană specializată. Eu v-am trimis acasă, stați să vedem, raportul compartimentului de specialitate, din care rezultă și valoare, dacă nu mă înșel, da? Și de cine este întocmit raportul, da? Aveți, da? Așa. Avem, am trimis și raportul compartimentului contabilitate? Ia, vă rog să verificați, că au fost foarte mult. Nu, ba da, ba da. Raportul compartimentului contabilitate, ăsta este. Da, da? Deci sunt două rapoarte la acest proiect de hotărâre, da? Deci nu putem discuta despre absolut despre niciun fel de solicitare dacă nu sunt achitate în cazul acesta impozitele zi și taxa de închiriere, da, de superficie în acest caz.
Am solicitat compartimentului contabilitate acest lucru. A menționat că total achitat pentru perioada 1 ianuarie 2016, 30 a 11-a. Discutăm a 11-a pentru că dacă se aprobă, n-avea rost să plătească și pentru luna decembrie, da? Total achitat. Acum putem merge mai departe la raportul compartimentului, adică raportul întocmit de domnul viceprimar. Ați observat că doamna Trunchi Maricica avea în vigoare un contract de superficie pentru suprafața de 1251. Da. În momentul încheierii contractului de superficie a fost necesar ridicarea topo, s-a constatat parcela, lotul are număr cadastral respectiva parcelă, da? Și legea 215 prevede la aliniatul 3, articolul 123, aliniatul 3. Deci, închirierea, deci vânzarea și concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică. Dar, prin derogare de la acest aliniat, legea menționează în cazul în care consiliile locale sau județene hotărăsc vânzarea unui teren aflat în proprietatea privată a unității administrative teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bună credință ai acestora beneficiază de un drept de preemptivă la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare aprobat de Consiliul Local sau județean după caz. Aici m-am referit eu la prevederea legală când am spus că trebuie să aprobăm raportul de evaluare, deoarece prin acest raport se stabilește prețul de vânzare. Da? Raportul de evaluare, întocmit, eu îl am aici, o să-l, are multe pagini, de asta nici nu l-am mai făcut, în comisiile de specialitate el a fost verificat, este întocmit de PFA Gavril Adrian Remus, evaluări, expertize, consultanță. Am verificat, ei trebuie să aibă, ștampila lor trebuie să fie aprobată, ei sunt, să facă parte din ANEVAR, are autorizație pe 2016, obligatoriu, pe ștampilă trebuie să scrie valabil 2016. Raportul conține mai multe informații, date speciale, pe care... Da, acum merg la sfârșit. Deci, finalitatea, rezultatul evaluării, în urma aplicării metodologiei de lucru, s-au efectuat calcule prin metodele prezentate și s-au constatat următoarele valori. Valoarea de piață a parcelei de teren în suprafață de 1251 m² determinată conform metodei comparației este de 50.730 lei, echivalentul la 11.259 de euro. Valoarea determinată prin această metodă este cea mai adecvată pentru valoarea proprietății imobiliare, deoarece în prezentul raport s-a folosit metoda comparației cu imobilele similare, informațiile culese din piață fiind suficiente și obiective. 1000 de metri în rugăciune, cam așa, 500, 400 de metri și având vedem pe numele de N2, ca și completare. După zis, 500 și ceva de milioane pe 1210 metri sau 520 de 52 de mii, da, 52 de mii. El are autorizație de construcție, este făcut un conform cu dat de superficie prin notariat. E așa, construcția este autorizată. Autorizația de construcție are numărul 12 din 2015 și există și procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Vă poți să-i dai autorizație și să nu își finalizeze lucrarea. Este finalizată lucrarea. Cam asta. Prima dată. Eu consider că aici sunt două hotărâri. Am mai discutat odată, dar nu are rost pentru că dacă nu se aprobă raportul, nu se va aproba. Și dacă se aprobă raportul, atunci dacă eu aprob raportul, implicit înseamnă că am aprobat și vânzarea. Da? Nu, supunem la vot și de ce de nu? Nu poți, doamnă, un proiect de hotărâre presupune un singur vot. De ce să aprobăm raportul dacă nu aprobăm vânzarea? Eu asta nu înțeleg, implicit. Da. Pentru ce asta înțelegeți dumneavoastră, dar hai să citim finalul de la raportul Comisiei de Specialitate, care spune eu propun avizarea raportului, atât, nu mai spune că propun și vânzarea prin indirect.
Dacă avizați raportul, înseamnă că sunteți de acord cu el. Dacă nu-l avizați, nu sunteți de acord și atunci nu mai are Am înțeles. Foarte bine. Finalitate. Dar vânzarea pot să o mai fac? Păi nu puteți face. Dacă nu, nu, nu am avizat raportul. Dar vânzarea? Am aprobat-o? Avizați raportul cu amendamente. Sunteți de acord cu prețul, nu sunteți de doamnă, acord. Doamnă, nu a fost explicit. Noi am aprobat raportul de evaluare. Am aprobat. Comisia, da? Consiliul Local. Astăzi am hotărât și l-am aprobat. Raportul comisia, acolo am aprobat. Da. Acum urmează să... Noi astăzi aprobăm evaluarea acestui raport. Dacă sunteți de acord, da, cu evaluarea. Bun. Dar eu pot să nu fac vânzarea? Păi nu, deci că aici spune se puternicește primarul comunii pentru... Da? Da? Dar de ce la prop? Păi sunt mai multe articole. Da, doamnă, dar de asta lămuriți-mă pe mine. Pentru că eu aprob doar o dată raportul de evaluare. Asta e un act disinistătător și fără el nu comentez. E articol separat. Și mai am un articol separat care spune se aprobă spre vânzarea directă. Da, da. Deci eu am un proiect de hotărâre presupun un vot, nu două. Și eu aici am două voturi. Și asta vreau să vă spun. Nu trebuia făcut două proiecte de hotărâre. Unul care este avizarea raportului și unul care se aprobă, se propune spre vânzarea directă. Asta vreau să vă întreb. Încălcăm legea? Nu încălcăm legea, domnule. Că dacă nu avizăm raportul, nu putem vinde. Sub nicio formă. Am înțeles, doamna. Doamna, am înțeles această chestiune. Eu vă întreb. Eu trebuie să fac două... Că aici, așa cum este formulat aici, sunt două... Voturi. Sunt două voturi, nu? Două articole care presupun două voturi. Iar un proiect de hotărâre nu poate să aibă două voturi. Asta vreau să vă explic dumneavoastră. Un proiect de hotărâre are un vot. Dar aici sunt două proiecte de hotărâre. Nu are sens. Eu am spus să nu încălcăm legea. Să nu mai facem o garantează. Astăzi am modificat două hotărâri. Nu mai modificăm și pe asta. La asta m-am referit. Nu ne trezim în mâine poimine, că venim să modificăm o hotărâre de Consiliul Local pentru că n-a fost prețul, bine. Domnul profesor, din lege efectiv am luat. Deci noi întâi stabilim prețul de vânzare. Am stabilit. Stabilim prețul de vânzare prin raport. Raportul dumneavoastră puteți l-am aprobat. L-am aprobat. Presupunem că l-am aprobat. Respectiv, sunteți vinășcuși și automat, automat vinișcuși vânzarea? Nu, mai departe eu notific cumpărătorul, dacă dorești, în 15 zile să facă la prețul respectiv. Nu e obligatoriu să aibă și consecință vânzarea. Exact, asta vreau să vă spun. Nu trebuiau două proiecte de hotărâre? Nu trebuiau, că eu am mai departe proceduri legale. Dacă nu se încalcă legea, n-au nimic de obiectat. Și în cazul în care este de acord... Să facem vânzarea directă. Fără altă aprobare. Fără altă, pentru că spune avem procedură specială în 215. Nu vrem un precedent pentru ceilalți. Are drept de preemțiune. Da, am avut discuția cu câteva ședințe în urmă pe ceilalți posesori de pământ sau locații în... Așa, plus celălalt de la... Nu știu cum îi zice. De la Caim sau de... Cum îi spune? Benoli. Da, bine, dar nu creăm un precedent și pentru ceilalți. Bine, având în vedere că ei autorizează construcția, având în vedere că ei au construcția primul poate de construcție. Nu era discuția că nu mai vindem. Fiecare speță se discută în parte. De exemplu, cum spunea și domnul profesor, la cantine, până nu achite, până nu respecte ce a zis. Următorul va veni pe none. Nu, păi ați dat în ședința Consiliului Local, ați dat răspunsul, nu? Printr-o notificare, eu scris și el ne-a vândut totul. Nu a fost de acord, n-am nimic. Nu s-a inițiat absolut și ușurel o să dăm drumul la... Știi ce se întâmplă? Vă spun un singur lucru. La nivelul anilor 96, 2000, 2000 și ceva, s-au dat foarte multe loturi de teren cu atribuit cu titlu gratuit la tineri. Și eu problem că o să mai vină, să știți, mai sunt la Ciucan. Eu nu merg așa. E pișta Pavel, care la fel are și el. Sunt mulți care au beneficiat de acești suprafețe 300, 200, cât au luat ei, în lege. Ei, au rămas în stadiu de autorizație de construcție. A rămas în stadiu de hotărâre de Consiliul Local, dar el nu poate să-și întabuleze terenul pentru că nu are hotărâre de Consiliul Local, în care se spune că în termen de volum de un an, cât îi permite legea să poate scoate autorizația, să poate... Și aici o să vedeți că o să fie o nouă problemă, o să mai vină tineri care au copii, care au familii și ce se face, dar nu ca să cum sau nu poți să... Trebuie să creezi un... După aia ne trezim, îi băgăm în partea socială și... Îi scoatem afară din casă și trebuie să le acordăm noi.
primăriei. Deci sunt, sunt cazuri care de tine și de fapt... multe cazuri cu concesiuni care să vină imediat spre preluați, spre cumpărăți. Nu, nu, astea să vor veni la dumneavoastră, nu spre preluare, vor veni spre discuții, spre o fază. Să, oricum, legea acum s-a reglementat foarte, foarte bine. Avem un regulament al concesiunilor, avem un regulament intern al încheierilor, deci noi, în Consiliul trecut, Consiliul local trecut, s-a aprobat niște regulamente proceduri speciale. Cei care sunteți mai consilieri mai vechi din stagiatul trecut, știți foarte bine că nu puteai să faci fără un regulament să vină, nu puteai să închiriezi fără un regulament. Da, da, e ok, nu. Cei care au închirieri nu se pune problema. Să ne înțelegem. La concesiuni, unde se spune la vă. Ce? Raportul. Vă rugăm raport. Să precizăm exact, expres. Eu asta vreau. Expres, da. Că, pentru că vreau să vă mai spun altceva, domnilor. Eu dacă vreau să măresc prețul acesta de 50.000 cât trece aici, pot să-l măresc. Și atunci, unde apare în discuția mea aici pentru ce, când votez mărirea prețului? Presupunem că mărim, presupunem, nu neapărat. Dacă aveți articol, avem exact, păi vedeți, deamnă, iar spun că sunt două hotărâri de sine stătătoare. Proiectul acesta de avizare a raportului de evaluare, sunt de acord, supuneți la vot, sunt de acord cu avizarea. Ăla e specialist, cheia, formula, nu contestăm. Acum mergem spre vânzare, la vânzare eu vă opresc. Dar vânzarea e băgată în același articol, în același proiect. Și acum eu spun aici, nu că zice că prețul de vânzare a terenului din suprafață de prin raportul de evaluare este de. Iar eu, Consiliul Local, spun, domnilor, nu vreau 50.000, vreau 70.000. Păi asta înseamnă raportul de avizare, raportul de evaluare. Articole. Și stabilim exact cum bine, bine. Deci spuneți la vot doar, nu lasă să face specificarea, doar raportul de evaluare. Deci votăm doar raportul de evaluare. De ce vădată? Raportul de evaluare are suma de... 50.720. Dacă n-am greșit, da? 50.720. 730. Așa. Deci supunem la vot raportul de evaluare. Da. Domnul președinte. Da. Supunem la vot raportul de evaluare. Cine este pentru? Doar? Doar raportul. Nu și unanimitate. Nu și vânzare. Nu și vânzare. Unanimitate. Adică sunteți de acord cu suma stabilită prin raportul casa sa. Bine. Acum eu din calculele mele, văzând că e 1200 de metri și este vreo 11.000 și ceva de euro, asta înseamnă aproximativ 10 euro pe metru pătrat. Domnilor, eu zic că ne oprim la prețul ăsta. Eu vă propun să rămânem la prețul ăsta, pentru că totuși știți unde este zona. Și 10 euro pe metru pătrat, eu cred că este o sumă care ar trebui să ne mulțumească. Trecem la diverse. Nu. Mergem să supunem la vot acum și asta. Deci, având în vedere că este respectat prevederile articolului, aprobarea unui raport de evaluare, se trece mai departe la aprobarea vânzării directe, da? Cu drept de preemțiune. Corect. Vă rugăm. Deci, dați citire articolului, ca să fie simplu. Se aprobă vânzarea directă a terenului de... Așa. Da? Se aprobă vânzarea directă a terenului din suprafață de 1251 metri pătrați către doamna Trunchi Măricica. Cine este, supune la vot, cine este pentru? 3 voturi. Păi, mâna sus, cine este pentru? 3, 6. Deci unanimitate a fost la aprobarea raportului de evaluare. La vânzare 3, 6 pentru. Așa, iar la vânzare 6 pentru. 6 pentru. Vă rog să-mi spuneți care sunt împotrivă, să nominalizez, că așa este. Nominalizat. Deci 3 împotrivă, domnul Cocrea. Cocrea. Pătrașcu. Pătrașcu și Bulea. La diverse, vă vor explica o casă. La prețul, da, prețul acesta. Da, 6 prețul.
Hai zi! Da, la punctul 9, deviație. Cerea numărul 9083 din 15-11-2016 a domnului consilier local Dumatru în Chioză, adresat Consiliul Local Răcăciun, privind emisia din funcția de consilier local. Deci domnul... Da. Domnul Dumatru, consilier PSD, și-a dat demisia din funcția... De consilier. Președintele organizației PSD... Problema a lui, problema personală, fiecare optează pentru... Nu pune... Urmează să înaintăm documentația către președintele organizației, după care va face locuire. Asta e o regulă internă de partid. Adresa numărul 144.409 din 22.11.2016, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, prin care solicită acordarea și efectuarea unor lucrări privind anveloparea și înlocuirea tâmplăriei exterioare la clădirea T+2, aparținând domeniului public și al Comunei Răcăciun, în care își desfășoară activitatea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsiatrică Răcăciun. E vorba de Spitalul Gâșteni, Direcția de General de Protecție Socială, Asistență Socială Bacău, are în administrare clădirea de la care aparține primăriei, dar o parte din clădirea care aparține primăriei. Ei vor să facă o anvelopare, adică să facă o izolație. Conacul este retrocedat, clădirile. Da, da. Care sunt lângă blocurile sau ce mai au acolo, cantine și mai departe. Și cere acordul Consiliului Local, acceptul Consiliului Local, în care noi suntem de acord să poată avelopa clădirile existente. Și fără acord, nu se poate... Sunt fonduri europene, înțeles că sunt fonduri. Dar o să ne ceară ulterior, tot prin Consiliul Local, o să fie aprobate... Da. Tot ce ține de implementarea autorizației de anvelopare. Nu? Cum? Trebuie să-i dăm autorizație? Da, automat. Automat. Dar ei au niște bani prinși la capitolul până la sfârșitul anului, niște bani pe care ei sunt, au un contract de administrare al clădirilor, da? Și atunci, pentru a face orice modificare, nu contează ce fel de modificare, că este de investiții, că ei trebuie să ceară acordul nostru, după care se apucă de întocmirea documentației. Avem informarea privind transmiterea fără plată către primarea Comunei Răcăciune a Loganului. Da. De la avem o adresă din partea Inspectoratului de Stat în Construcții din Ministerul Dezvoltării și Administrației Publice, în care ne transferă cu titlu gratuit un Logan. Un Logan din 2008 al care... 2008? Câți kilometri au Logan? Are vreo 200 și ceva de mii, nu-i mai Logan ăsta de aiort, nu-i... Dar faptul că ne-a dat... E mai bun ca de a... Da, e mult mai bun ca că... Actul este aici, îl am la... Da, frate, chip o mare din mine. Când mașina este funcțională, chip o mare din mine. Urmează să facem actele la... Faceți. Acum nu puteți face demersuri, spun și eu, să dați 200 luați un de-asta pentru domnul. Păi nu, o să facem un fermător și chiar o să vă aduc la cunoștință să... E mai necesar un de-asta. La nivelul bugetului în 2016, să vedem cum facem asta. 17. Loganul ăsta va rămâne la primărie. Papucuș cu Dacia Lugană, vedem, o scoatem la un program Rava sau ceva de genul ăsta, să putem să luăm cu Dacia Lugană. Știți cu ce vorba, nu? Da, circulăm cu... Aia, nu cu Luganul roșu, nici cu la București mă pot duce, că nu mai am siguranța că voi ajunge sau nu mai întorc înapoi. Se vede. Avem informare privind efectuarea vizitei în teren în data din 14-11-2016 a Comisiei Agenției pentru Finanțare Investiții Rurale pentru proiectul modernizare și dotare cămin cultural Nicolae Struie. Da. Aici privește... Avem aici o confirmare a vizitei în teren de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțare de Investiții Rurale, referitor la căminul cultural de la Nestroie. Au venit, au făcut poze, au identificat în teren căminul cultural și au împreună proiectantul cu comisia locală, comisia formată la nivelul comisiei local. Nu avem niciun, cum să vă zic, nicio obiecție că nu ar fi realizat la această construcție, dar
bifele pe care le-au făcut dânsii au fost mapedat, drept dovadă, zic eu, poate sunt șanse să prindem finanțare. Aici, la concluzii, cele observate în cursul verificării pe teren corespund cu cererea de finanțare și au bifat aici și pe da. La care observați SIBA CRFIR, declarația, ce trebuie să facem noi, să mai punem la punct, declarație reprezentantă, adică primarul, conform căreia investiția propusă se va realiza pe domeniul public al comunei, listă obiecte de inventar, extras de carte funciară și centralizator de vizită. Asta ar fi trebuit noi să le mai punem la zonă. În restul rămas să ne anunțe, să publice pe site-ul respectiv, să vedem dacă șanse, eu zic că sunt. Sunt foarte mari. Punctaj într-un mic. Asta este informarea care am vrut să vă spun, pentru că am aprobat în acel Consiliu Local, știți, în ședința Consiliului Local, o serie de amendamente la care trebuia implementat proiectul. Da. Da. La adresa numărul 3671 din 4-11-2016, școli gimnaziale Răcăciun, anexată. Aici ai chestia cu, a trimis-o domnul director, cu împrejmuirea la școala veche. La Fundul Răcăciun. Păi nu scrie la ce școală de asta. Da, școala de la Fundul Răcăciun. Deci fundația... Unde erau fiar. Da. Deci s-a făcut împrejmuire. Așa, aici mai specific și băile să le-a dat spre folosință numai programul de dimineață. Pentru că nu face față hidroforul. După hidroforul face față. E problema că dirigiții care sunt responsabili la fiecare clasă nu au grijă de copii. Da, aici am fost acolo. M-am dus la cunoștință și o să fie o anchetă internă. Așa, de către școală. Și tot la felul, după că nu se poate, deci de-aia ești dirigit, te-ai pus acolo, cred că asta ai grijă de copii respectiv. Problema este că... Domnul Bulai, dați-mi voie să facem o rectificare, să fim în cunoștință de cauză când facem afirmații. Dacă facem afirmații de dragul afirmațiilor, n-am avut nicio vreme. Dirigintele nu poate să aibă obligația de a avea grijă de fiecare copil. Eu astăzi predau la clasa a 7-a și mă duc și am grijă de elevii clasei a 7-a. Eu sunt dirigent de la clasa a 5-a, care este în altă parte. Eu nu pot să fiu în două locuri, să ne înțelegi. Eu dacă vrea să spuneți despre profesorul de serviciu din școală. Sunt de serviciu, este profesorul de serviciu. Păi de asta vreau să discutăm, de profesorul de serviciu, nu de dirigent. Deci asta nu poate să fie un motiv că nu dovedeți hidroforul, că sunt copii obraznici în școală. Nu când dovedește hidroforul. Deci în final hidroforul face față. Cum face față dimineața, face față și după masă. E obligatoriu. Înseamnă că e o problemă internă acolo la nivel de școală. Deci, da, e grijă. Mai atrageți atenția. Nu putem să stăm pe teren. Deci, urmă să discutăm cu domnul director să... Așa. Deci. Avem o informare privind aprobarea contractului de finanțare. Numărul 762-1240 din 2016 privind modernizarea drumul Sătești, Cătun, Dumbrăvien și zona Silește din comuna Răcăciun. Da, după cum știți, am depus la Ministerul Dezvoltării Regional și Administrației Publice documentația pentru modernizarea drumul Sătești, Silește, Dumbrăvien. Săptămâna trecută am fost... pe data de 18-19-2016, am fost și asemnat contractul de finanțare acestui obiectiv, un contract în valoare de la mai ce ăsta e contractul. Bine, toate paginile o să văd și valorile. Aici este semnătura ministrului, da? Și se regăsește aici asta. Contractul este în valoare de 6.369.040 lei. Se va desfășura pe o perioadă de 2 ani de zile. La baza acestui contract stau niște studii făcute, care tot deznate sunt aprobate. Și aici aș enumera. Drumul comunal DC110, vorbim de cel de la Fundul Răcăciun, diferența care a rămas de 1,680 km, deci de la intersecție către final, da? Ajunge până în capăt? Normal, până în capăt. Arată acum și plași. Deci, da, 1,680 km, 1,700 m, deci de la intersecție până la capătul satului. Drumul Sătesc, Cătun Dubrăveni, de la Licica către capătul satului, după aia strada, vorbim de zona Sinești. Acum strada Petre Tutea,
277 de metri, strada Brăteanu, 258 de metri, strada Gheorghe Buzdugan, 265 de metri, strada Logofătăutu, 317 metri, strada Portărel Șendrea, 260 de metri, strada Isaia Răcăciun, 317, strada Viilor, 260 de metri, strada Mihail Sadoveanu, 317 metri, strada Cetățuia, 830 de metri, strada Mircea Eliade, 315, strada Emil Cioran, 317. În total, kilometri, 7 km, 358 de metri. Deci total proiect. Aici am forma proiectului tehnic și aș vrea să vă arăt ca să fac. Acesta este fundul Răcăciunii de la intersecția de la dumneavoastră până în capătul satului, da? După care urmează Dumbrăveniu de la Jdoghină până în capătul satului, da? Despre început și sfârșit. Da. Și planșele care sunt în zona Siliște. Deci de la Mat, nu spunem, de la intrare în sat, până la pod. Și până la Necuia. Poftim? Care deal? Asta? Nu. De deal. Partea de la Mat, partea dealului unde sunt. Da, sunt o parte Da. Asta e DN2-ul. Da. Și tu parte și de altă să vedem. Da? Deci ăsta este proiectul. Cruța s-a în stadiu de autorizare, ca și autorizare de construcție, în faza de implementare, era nevoie urmă de certificatul de urbanism și avizele care le-am depus la minister. Urmează să scoatem autorizația de construcție din cadrul Consiliului Județean. La baza autorizației construcției vor sta acele avize și DTAC-ul, documentația care o am aici, documentația tehnică. După ce se va scoate autorizația de construcție, conform procedurilor, se va scoate la licitație. Și urmează toate... Pe când se preconizează licitația? Noi sperăm să scoatem autorizația noastră. Scoatem autorizația. Proiectul se durează pe 2 ani de zile, 2016-2018. Noi scoatem autorizația până la sfârșitul anului, în decembrie, acum, ca în ianuarie să scoatem la licitație. Și care e procedura? Urmează câteva luni de zile de implementare. Ca să poată să fie scoasă la licitație. Și... Asta am vrut să vă zic, că proiectul este aprobat. Proiectul cu modernizare străzi Siliște Dumbrăveni este aprobat. Vă mulțumesc Consiliul Local că ați dat curs la și ați fost binevoitor că e pentru comună. Deci să mă refer aici de înțelegere. Finanțarea este aprobată. Spor la treabă. Da. Așa. Mai avem o cerere, numărul 9181 din 17-11-2016, a unor cetățeni din satul Gâșteni, care vor să construim o punte pietonală. E vorba de zona de spatele domnului Cărăușu, domnul Dumitru Cărăușu, partea dinspre trece în Pârâu către Bodea, Sasul, da. E drumul care duce către Teiuș. Acolo mereu sunt probleme în sensul de când vine Părăul Mare, iau eu punte la care o luăm, o punem, ca și la fundul Răcăciunii, aceeași chestie. Da. Și o să prindem bugetul de anul viitor, începerea, demararea proiectării și după care a implementării acestor câți două, mai bine zis, și la Gâșteni, în zona asta, și la fundul Răcăciunii, la Fijan acolo. Aici avem la toți cetățenii care sunt în zona. Acum noi facem, am pus puntea înapoi, am făcut drumul înapoi, punem piatra și asta, dar de ori de câte ori vine Părăul Mare, de ori rămân în zonă. Puntea de asta care a fost construită aici? Că... Nu putem să luăm, da, nu putem să luăm puntea care nu, este... Nu, cam cât costă? Câteva miliarde. Deci nu pot să vă spun exact cât și cum ca preț, dar oricum, acolo ce este ridicare, tot poate... Vezi că căutăm totuși o soluție în care să nu mâncăm tot bugetul comun, dar totuși fie rezistență. Atenție și vă spun că nu putem construi o punte fără autorizație, fără avizele necesare administratorului care tranzitează, mă refer aici la APRI Românic, deci sigur o să ne... Da, nu pot să fără acordul. Fără acordul lor. Domnul președinte, îmi permite să intervenți. Eu revin și spun că nu mi se pare corect, nu cred că s-au folosit pașii legali complex pentru punctul 8 a ordinii de zi, aceea cu vânzarea suprafeții de teren. Eu vă propun, domnule președinte, reluarea
dezbaterii punctului 8 în ședința următoare. Trebuie să mă mai documentez deci, și dacă eu. Dacă împărțim și rămâne aprobat raportul și facem vânzare? Eu vreau să vă propun acum anularea voturilor, dacă domnii consilieri sunt de acord, a votului de la, din această zi. Dați-mi voie să mă interesez și eu, să mă documentez în fața legii, că eu nu vreau, știți, domnilor consilieri, răspunderea este personală și colectivă. Eu nu vreau să ies la pensie cu cătușii la mână. Brățări, pardon. Așadar, eu vreau, vă propun reluarea procedurii punctului 8 în ședința următoare. Dacă doamna consilieră consideră că nu încalc legea, eu vă propun chestia asta. Anularea votului spre vânzare. Anularea votului și reluarea discuțiilor în ședința următoare. Că trebuie să mă documentez. Deci nu, evaluarea rămâne. Evaluarea rămâne și reluarea discutării vânzării. Deci o să proiectul de hotărâre de azi. Pentru că eu am o reținere și nu cred. Deci încă o dată se dorește vânzarea separată. Proiect de hotărâre separat la munte. Proiect de hotărâre, iar aprobarea raportului este un anumit. Aia e altceva, aia e alt punct, aia sunt de acord. Eu mai revin și spun încă o dată, acolo sunt două proiecte. Și, și hârtia asta are un singur vot. Eu nu pot să dau două voturi pentru un proiect. Nu pot. Așa îmi spune mie logica mea. Vreau să mă mai consult, să mă mai interesez. Da, supun, ați notat? Deci se anulează, domnul președinte, supuneți la vot anularea votului pentru vânzare. Da, deci rămâne evaluarea. Dacă sunt votate, supun la vot anularea vânzării. Deci votului pentru vânzare. A fost deja împotrivă. Votăm. Votăm anularea votului. Votilor celorlalți. Nu a fost unanimitate. Procedura exprimare așa spune, anularea votului, indiferent cum a fost, că e bun, că e contra, că e pro, nu are importanță. S-a anulat votul. Nu mai are nimeni nicio importanță aici. Și cine este pentru? Dar n-ai votat. Deci trebuie să... Dacă n-ai votat, n-ai votat. E altă chestie și stigmă. Deci ați înțeles ce ziceam. Trebuie votat în unanimitate. Pentru că e mai bine așa. Ne documentăm și după aia votăm. Doi. Da, văd că. Alte ceva ordine de zi? Dacă mai ai ce vă mulțumesc și la declară cheiată. Luna decembrie.